bun găsit din nou, dragii mei! În continuare vă voi prezenta cum se face o depășire pe autostradă cu un autocamion. Sfat pentru începători în general. În general, pe autostradă trebuie să păstrați o distanță minimă de 50 de metri față de autovehiculul din față. Și atunci ne asigurăm, semnalizăm, ne-a înțeles intenția, ne lasă. Bineînțeles, să aveți în vedere faptul de a nu avea restricții pe sectorul de drum pe care sunteți, de depășire interzisă a camioanelor, de exemplu. Vă păstrați banda fără să jonglați stânga-dreapta. Tot timpul stați în alertă, relaxați, bineînțeles. Să nu cumva să vină unul cu o mașină mică, de exemplu, un autoturist, să vă taie fața sau eu știu. După care, întrebare frecventă a începătorilor și marele semn de întrebare, când ne băgăm înapoi pe bandă? Ne uităm în oglindă. Când vedem în totalitate camionul depășit în oglindă, suntem în siguranță, semnalizăm, după cum ați văzut, colegul ne-a și ajutat. Îi mulțumim cu semnal stânga-dreapta, așa e colegial, și suntem în perfectă siguranță și putem să ne continuăm drumul. Deci, cum v-am spus, în momentul în care în oglinda din dreapta veți observa camionul în totalitate, exact pe mijlocul oglinzii, în acel moment vă puteți băga înapoi pe banda 1, care de altfel este și banda de circulație, cum să vă zic, băbește. Mulți conducători auto încă nu știu cum se circulă pe autostradă. Pe autostradă se circulă de obicei pe banda 1, chit că vedeți că sunt 4 benzi în cazul de față. Banda 1 și 2, să zicem, în cazul de față, sunt de viteze constante, să zic așa. 3 și 4 sunt de depășire. Inclusiv 2 se consideră bandă de depășire. Dar fiind 4, se poate sta și pe 2, în funcție de autoturism, autovehiculul care îl conduceți. Noi, fiind pe un autocamion, stăm pe banda 1 și pe banda 2 facem depășire, în caz că avem nevoie și ne permite, nu există nicio restricție în favoarea aceasta. Dacă suntem cu un autoturism, de exemplu, la fel, stăm pe banda 1, să zicem cu o viteză de 110-120 de km la oră. Dacă întâlnim în față unul care merge cu o viteză mai mică, putem trece pe 2 și așa mai departe. Ideea este, după ce ați făcut depășirea, să reveniți înapoi, ori pe 2, ori pe 3, ori pe, dacă sunteți pe 4, pe 3, pe 2, pe 1 și așa mai departe. Deci cam așa ar trebui să se circule regulamentar și nu s-ar întâmpla nicio nenorocire pe drumuri. Foarte important de știut și de ținut minte, distanța. Păstrați distanța față de autoturism, autovehiculul din fața noastră, o distanță care să vă permită frânare în caz de urgență, o eventuală, cum să zic, evitare a unui impact. Pentru aceasta, cum v-am zis, trebuie să aveți tot timpul oglinzile în vedere, deci să vă uitați permanent, din când în când, în oglinzi, și atunci veți putea reacționa mult mai ușor în caz de nevoie. Dacă țineți cont de sfaturile astea, veți vedea că este foarte simplu. Foarte, foarte important, când depășiți cu autocamionul, oglinda din stânga trebuie să vă fie mamă, tată, Dumnezeu pe pământ, cum ar veni.
Dacă nu vă asigurați la depășire, puteți să faceți foarte mari probleme, belele, cum vreți să îi spuneți. Deci grijă mare, în prealabil vă apropiați de autoturism, autovehiculul din fața dumneavoastră, la o distanță de 50, minim 25 de metri, pe care trebuie să o apreciați ochiometric, sau cu acești stâlpișori de pe marginea drumului, de culoare albă de regulă, și când sunteți în siguranță, vă asigurați, dacă aveți banda 2 liberă, semnalizați în prealabil și vă anunțați intenția pentru cei care vin din spate de a depăși, după care ușor, nu bruscați volanul, fără intrări bruște, vă băgați pe banda 2 și vă continuați depășirea. După care asigurați în oglinda din dreapta, cum v-am explicat, după ce observați autoturismul, autovehiculul complet. Aici, în cazul de față, Opelul e pe banda de accelerare, proceda corect. Dacă cumva vreți să lăsați, reduceți viteza pentru a evita un eventual impact, Doamne ferește. Și grijă mare la tot ce vă înconjoară. Cam asta este o depășire regulamentară. Sper să vă folosească și să aveți parte de drumuri bune, dragii mei.